O mie de grădinițe cu profil sportiv ar urma să se construiască în România până la sfârșitul anului viitor. Guvernul a aprobat schema de ajutor de minimis privind construirea amenajarea grădinițelor cu profil sportiv prin programul guvernamental g Roads. Investim în copii, investim în viitor, care beneficiază de o schemă de ajutor de minimis și care se va derula până la 31 decembrie 2020 cu o alocare multianuală de 2,35 miliarde de lei. Potrivit programului guvernamental, beneficiarii acestei scheme de ajutor de stat trebuie să mențină cel puțin 10 ani activitatea în aceste grădinițe de la data obținerii autorizației de funcționare. Nivelul maxim al ajutorului de minimis acordat este de până la 100% din valoarea totală a proiectului finanțat, dar nu mai mult de 500.000 de de euro pentru fiecare beneficiar. De asemenea, se acordă și garanții guvernamentale de stat de până la 50% din valoarea creditului contractat de investitor. Bugetul schemei de ajutor de minimis este prevăzut în bugetul Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză.